Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu o nouă ediție a emisiunii noastre Noi despre Noi. Sinceră să fiu, cuvântul înainte de astăzi ar fi fost mai potrivit să fie înlocuit cu o piesă de tăcere din creația lui Bach. Pe fondul acestor note triste și tragice aș plasa imagini video cu victimele tragediei din Kemerovo, Rusia, unde au fost mistuiți de flăcări peste 64 de oameni, dintre care 41 de copii. Și acestea sunt datele oficiale. Cu imagini din clubul de noapte colectiv România, unde în câteva minute și-au pierdut suflarea intoxicați de fumul incendiului peste 60 de persoane. Aș pune imagini cu incendiile de la restaurantele noastre, Butoiaș, Căfcască Pleniță și, în sfârșit, la Soacra. Zic că un gest de condoleanțe ar fi fost omenește, anume așa să procedez. Și așa aș fi procedat dacă aș fi fost convinsă că sunetele tragice ale pianului lui Bach ar ajunge la urechile demnitarilor noștri. Vă spun cu toată responsabilitatea că sunt convinsă că nu vor ajunge. Pentru că demnitarii noștri se conduc la propriu și la figurat de zicala "satul arde, iar baba se piaptănă". Anume așa au procedat ai noștri după mai multe incendii întâmplate în localurile publice, în loc să înăsprească legislația cu privire la prevenirea situațiilor de incendii din aceste localuri publice. Ei, dimpotrivă, o slăbesc, prin asta mărind riscul de incendiu. Dragi telespectatori, îmi dau perfect de bine seama că rândurile citite mai sus sunt acuzații dure, având o încărcătură care necesită și niște argumente. Mă grăbesc să vi le aduc. În data de 23 mai 2017, Guvernul Republicii Moldova, printr-o hotărâre a sa cu numărul 318, modifică radical regulamentul cu privire la capitolul 3, citez, modul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din mijloacele financiare proprietate privată. În acest regulament ne pune pe gânduri două articole care nu erau atestate în regulamentul precedent. Citez integral articolele pentru a nu fi învinuită că trunchiez contextul. Așadar, articolul 43.1. Recepția lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora, atât la lucrările noi, cât și la instalat intervențiile în timp asupra construcțiilor existente, reparații capitale, consolidări, reconstrucții, modificări, modernizări, extinderi, finanțate din mijloacele financiare proprietate privată, se efectuează de către investitor, persoană fizică sau juridică, și executant prin crearea unei comisii de recepție în baza unui contract civil. Și articolul 43.2. La recepția blocurilor locative, ce depășesc 5 nivele, investitorii sunt obligați să includă în comisiile de recepție un reprezentant al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, solicitat în scris cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepție. De fapt, cu riscul de a alungi textul, voi da citire și articolului 43.2, după care voi veni cu niște explicații. La recepție sunt obligați să participe proiectantul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic. Fiecare dintre ei va primi câte un exemplar al actului de recepție. Investitorul poate invita la lucrările de recepție alte persoane. Acum să traducem pe limba înțeleasă tuturor aceste trei articole din hotărârea de guvern. Dacă clădirea privată are până la 5 etaje, la recepție finală poate să nu participe, repet, nu este obligatoriu să-și spună cuvântul, pompierii, medicii, epidemiologi, ingineri, constructori și nici inspectorii de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică, nici cei de la situații excepționale și nici măcar un arhitect. În schimb, ca niște năzâri la oi, vor fi prezenți obligatoriu stăpânul construcției, șeful de construcție numit de stăpân și responsabilul tehnic numit de șeful de șantier. Adică tocmai cei care și au interesul ca construcția dată, mă scuzați de cacofonie, dar este intenționată, să fie bine mersi dată în exploatare Ministerilor Sănătății, de Construcții, al Apărării, cu Departamentul Situației Excepționale, Serviciul de Pompieri. Aceștia nu sunt lăsați să se apropie de clădirea dată pentru a verifica respectarea elementară a unor norme de dare în exploatare. Cum era până la această hotărâre, până a ieși ea în vigoare?
Așa deci, vă întreb și mă întreb de ce în România, după incendiul de la Clubul de Noapte Colectiv, tot guvernul român de atunci a fost silit să-și dea demisia. Și acum, în Federația Rusă, ni s-a spus că toți demnitarii care vor fi responsabili de acest incendiu vor da demisia. Guvernul nostru, ca baba care se piaptănă, după cum spuneam mai sus, în loc să înăsprească legislația anti-incendiu, dimpotrivă, o fac și mai impotentă și mai ineficientă. Suntem departe de gândul că această hotărâre de guvern e luată cu scopuri populiste. Ne-ar plăcea să credem mai lesne că e vorba doar de o simplă incompetență banală de a lua decizii corecte în favoarea copiilor noștri, a rudelor noastre. Acestea fiind spuse, drept cuvânt înainte, pe care în fiecare zi când avem ediție o fac, permiteți-mi să continuăm tema incendiilor în această seară, în localurile publice, împreună cu invitații emisiunii de astăzi. Vladimir Koval, ex-vicecomisar al municipiului Chișinău, bună seara și bine ați venit la noi în studio. Olga Cataraga, director al Centrului Național de Expertiză Judiciară, bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat, deja a doua oară sunteți invitat în studioului nostru. Și Angela Nicolau, psiholog, bună seara și bine ați venit la noi. Este tristă întâlnirea noastră din această seară pentru că ne pare rău că doar în așa situații vorbim despre siguranța noastră, doar numai când ni se întâmplă sau nouă sau celor din apropierea noastră. Astăzi vreau să anunț telespectatorii și invitații din studio că împreună cu echipa emisiunii Noi despre Noi am mers să inspectăm în 4 localuri a centrelor comerciale din Chișinău unde pe timp de weekend sau pe timp de sărbătoare se adună mai mulți părinți cu copiii săi ca să-și petreacă timpul liber. Am vrut să încercăm să traversăm acel drum de sus, de fapt la etajele superioare în toate centrele comerciale se află acele terenuri de joacă, acele locuri speciale amenajate pentru a sta de vorbă sau a se juca copiii noștri și am mers pe scările de rezervă, pe locurile amenajate pentru orice eventualitate să vedem ieșim noi afară în situații de criză sau nu ieșim. Despre aceasta vă vom demonstra videoul un pic mai târziu. Între timp vreau să întreb stimații noștri invitați. Admitem că această agenție înlocuiește toate instituțiile care erau până acum implicate în tot procesul de construcții, de verificare și de emitere a actelor necesare. Admitem că această agenție va, apropo, am invitat cu toată insistența și am crezut că până la momentul de față o să vină cineva din cadrul acestei agenții magice, pentru că până la urmă n-am înțeles de ce n-au fost receptivi stimații colegii ai mei de la Serviciul de Presă a Ministerului Economiei, în subordinea cărora intră această agenție și din păcate până la acest timp, 19.09, nu a venit nimeni. Îmi pare foarte rău că sunteți atât de iresponsabili și nu ați răspuns chemării noastre de a informa și de a fi la curent cu tot ce se întâmplă la acest capitol. Încă o dată, domnul Koval, admitem că această agenție ar răspunde tuturor rigorilor. De ce totuși nicăieri nu este stipulat că această agenție și cum poate să întâmple cu o agenție să răspundă și de emiterea actelor și de verificare și nicăieri nu este scris că ea oferă și actele de recepție finală? Cum vedeți dumneavoastră această schimbare? E dat în primul rând să punem toate la capăt. Deci, darea în exploatare este ultima etapă în construcția unui imobil. Până la asta, ulterior merge certificatul de urbanism pentru proiectare, autorizația pentru construcții. Deci atât la certificatul de urbanism pentru proiectare, cât și la autorizația de construcție, serviciile care sunt cointeresate și care sunt însărcinate de către stat au tot dreptul să pui cerințele lor pentru elaborarea proiectului. Ușile de la intrare, ușile de la ieșire, care materiale, care temperatură, care înălțime, toate ca să nu opresc azi, deci timpul spre, au posibilitate. La sfârșit, eu chiar îs nu ați așteptați altceva, dar eu vă spun, eu chiar sunt de acord cu hotărârea care au făcut. De ce? Noi trebuie odată și pentru de întotdeauna, uitându-ne unul la altul, să ne vedem oameni cu bună credință. Până la capăt, cine răspunde? La soacră cine o răspunde? Proprietarul. La restaurantul la izvor, cine o răspunde? Proprietarul. Deci proprietarul, el își construiește casa. Un proprietar, dar noi trebuie să-l vedem într-un proprietar bun,
un om, iar mă repet, de bună credință, omul care, dacă se apucă, știe și să-i dăm încrederea lui ca el să construiască. El când construiește o casă, indiferent de care caracter e casa asta, fie de interes public, fie de comerț, fie de reprezentație publică, un proprietar bun se interesează, să vadă. Și încăperii trebuie pentru utilaj, și încăperii trebuie pentru masa cea mare, și încăperii trebuie pentru masa cea mititică, pentru dezbrăcarea niresă, să zicem, îmbrăcarea nirului și mai departe. Tot procesul tehnologic el îl studiază. El angajează un arhitector. Uh-huh. Arhitectul noi avem mulți azi pe piață și un proprietar bun o să-și iei un arhitector care știe a proiecta. Arhitectorul împreună cu dânsul e un constructor. Ideea arhitecturului e în volum, dar rezistența materialelor, capabilitatea materialelor de a răspunde la această construcție, deci capabilitatea de a ține oamenii care o să vie, deci atâția oameni care o să vie în încăpere, deci răspunde de inginerul de construcție, inginerul constructor care semnează prin proiect. Inginerul de constructor nimeni nu interzice, ba din contra, viața îl sfătuie să se sfătuie cu pompieri, cu asociația pompierilor, cu medicina, sau cum se numește acum, medicina, nu, că altfel se numește, deci medicina, cum e? Sănătatea publică, deci și cu alți specialiști să sfătuie și până la sfârșit emite. Dacă mergem pe varianta care s-a propus de la bun început, deci atunci, noi facem 15 instrucții, 7 regulamente, pentru construcția unui sărai. Și aici am avut-o până azi. Și atunci la așa ajungem. Dar ți-i dăm încredere omului. Dacă el își reconstruiește. Eu vă spun din practica mea de viață. Deci, eu am avut nevoie să schimb un perete în apartament. Credeți-mă că m-am săturat pentru acorduri. Dar ce înseamnă să schimbi un perete? Să-l discutăm, dacă vreți, în ședință. Deci, trebuie să-l facă proiectantul care o proiectat și știe care este deci funcția acestui perete și dacă scoaterea lui nu influențează asupra rezistenței clădirii. Deci, și a doua, deci arhitectul care vine cu propunere pentru alt proiect, pentru alt perete, cum alt pune. Două persoane care trebuie, mai mult nu trebuiește. Am îmblat la toată lumea, m-am însăturat pentru a face. Și a ajunge până la aceea că noi în Chișinău, dacă țineți minte că începem noi cu emisiunile dumneavoastră la celălalt studio, ce facem? Cât erau 700, 800, 1200 de construcții neautorizate? Era mai bine atunci? Bine, dar de ce în timp de un an jumătate, cât funcționează această agenție, nimeni nu știe cum ea se numește completamente, nimeni nu poate să-mi răspundă care sunt acțiunile pe care ea le efectuează și nimeni astăzi nu a venit la emisiune? Să nu mă credeți că eu am venit să apăr puterea, ferească Domnul, nu știam de gând chestia asta. Dar... așa este perioada de reformă. Un an jumate? Noi trebuie să ne gândim un an jumate ca să ne reformăm? Deci un minister de 400 de persoane, a Ministerul Construcției, dacă nu erau mai multe, eu nu știu că nu i-a numărat niciodată, au dispărut într-o noapte. Deci funcționarii ăștia trebuie undeva duși. În Ministerul Construcției era inspecția în construcție care îndeplinea funcțiile care zicem noi azi. Mai era încă o inspecție care verifica rigiditatea materialelor, dacă ele sunt și construcția cum o să reziste. Nu știu, în inspecție și oamenii trebuie cumva găsiți, că trebuie cumva plămădiți în implementați în Ministerul Economiei. În Ministerul Economiei ar trebui să mai fie și o persoană care măcar au auzit ceva despre construcție și procesul de construcție, procesul tehnologic al construcțiilor, fără știi, adică nu numai decât economie să știi. Eu n-am văzut cineva din fostul Minister al Construcției să fie numit secretar de stat la Ministerul Economiei. Deci, mine mă interesează altceva, ca să nu fiu criticat. Deci, noi suntem țara agrară. Ministerul Agriculturii, eu nu știu dacă este. Îl știți? N-am auzit. Deci, ești comasat cu așa. Ești comasat. Chișinău, când te uiți, azi construiesc mai mult decât se construie în ultimii ani a puterii sovietice și clădiri înalte. Noi, Ministerul Construcției, ne-am dezis de dânsul. Da. Ca și o agenție care deocamdată este impotentă. Aici este problema. Deci, nu vreau să repete chestia aceea. Atunci când a fost nevoie să scape de judecătorie economică, ce au făcut?
care încurcau judecătorii, o lichidat judecătorii economici. Și azi se confruntă cu problema asta, că este. Dacă vroiau să scăpe de câțiva deseci de funcționari de Ministerul Construcției, era mai simplu să reducă, dar să lese Ministerul Construcției, că Ministerul e organ care monitorizează, care elaborează, deci metodologia tuturor actelor în construcție. Acum, când oamenii și ei, eu eliberat, o să fie alți, trebuie mult timp. Nu, e prea mult, după părerea mea, timpul acesta pe care se găsesc cu oamenii competenți și care ar fi trebuit astăzi să vină la emisiune, că nu ucideam pe nimeni și nu puneam întrebări incomode. Trebuiau răspunsuri. Dar eu să zic alt chestii, ca să ajungem la problema că mi-a să... Deci, uitați, noi avem în Chișinău, dacă nu mă greșesc, eu vreau 60 de parcări. Da, parcă nu pare problemă. Dar spuneți-mi, rog, dacă se aprinde o mașină, ce se întâmplă cu cele care se alătrea una peste alta? Sistemă. Deci care să păzească și sistemă anti-incendiar nu este. Mai asta ați spus mașina în anterior că ați fost 4 sau 5 centri. 4 centri comerciale. Spuneți-mi, vă rog, dar v-ați interesat de parcările subterane de acolo? Da, dacă unele, dacă începe a exploda acolo, unde sunt mii de mașini, ce fac ei? Mi s-a spus că trebuie să lași mașina și să fugi. Ce fac ei? A doilea, deci ca să discutăm. Ați fost în mall sau în alt. Deci, de obicei, când începe un incendiu, primul ce se face, se deconectează curentul electric. Deconectându-se curentul electric, nu lucrează ascensorul, nu lucrează transportiorul, sau cum se numește el, ca de la etaj, și dispare lumina. Și se începe panica, colega deja poate spui. Deci, noi am prevăzut undeva vreo clădire ieșire direct de la etajul 2. Nu am văzut. Noi am văzut undeva unde este electricitatea autonomă ca oamenii să poate să se miște. Nu știu, n-am văzut. Au zis că paza este înzestrată cu lanterne care ar putea să în continuare să ofere drum sau să explice oamenilor pe unde să iasă. Doamna Cataraca, puteți să ne spuneți, pentru că oamenii până la urmă, după așa situații critice, doresc ca să afle ce se întâmplă după ce se elucidează cazul, după ce se verifică, după ce se fac investigații. Iată să luăm la soacra, la noi în Chișinău. Ce avem la momentul de față, informații, ce s-a întâmplat și care sunt rezultatele? Deoarece cazul este consumat și am avut permisiunea procurorului să discut. Deci, într-adevăr, la soacră a fost o tragedie, după cum știți, foarte mare și m-am exprimat mai înainte că de obicei tragediile mari se întâmplă din cauza neglijențelor mici. Ca și în bancul ăsta că buturuga mică răstoarnă carul mare. La soacră era problema că nu aveau dreptul în încăperea asta să utilizeze aragazul, adică focul deschis. Trebuiau să fac ce aveau de făcut la instalație electrică doar. Și respectiv cu toate măsurile de siguranță respective. Nu s-a respectat chestia și iată la ce a dus toată problema asta. Și după câte am înțeles, poate nu știu domnul Coval, poate știe, vinovatul de bază era totuși până la urmă stăpânul împreună cu inspectorul de la pompieri. Dar acest stăpân trebuia să fie verificat. Sigur. Păi l-a verificat verificatorii pompierii. Poartă și ei o vină. Poartă și după câte am nu înțeles. Nu trebuia să dea demisia persoane care au mers în verificare comisie. După câte am înțeles, chiar e închisă persoana care a fost și a făcut examinare, că nu-i secret, noi am ajutat foarte mult prin expertiză să stabilească când anume în caietul persoanei responsabile de verificare a fost introdusă, adică însemnarea că este a fost totul acolo și este totul în regulă. Și nu, că invers. Că este o problemă. Nu, da, dar ei au spus probabil că era tot în regulă. Exact, exact. Deci și asta a ajutat ca să elucideze până la urmă să afli adevărul pe cazul dat. Problema este că, după cum a spus domnul Coval, ideea este foarte bună de a face o agenție care răspunde de toate chestiile, care emite acte și, într-adevăr, ca persoanele să nu fie gonite de la o instituție la alta, că vedeți că acum se fac și ghișeile astea unice pentru orice informație, te-ai dus într-un singur loc, ai făcut o cerere, ai obținut tot ce trebuie. Nu trebuie să alergi dintr-o parte în alta ca, pe urmă, să nu-ți mai ticnească. Deci putem să concluzionăm că acest număr exagerat de instituții care verificau și care produceau și corupție? Nu că produceau corupție. Ideea este bună în o singură agenție. Doar că
Problema este că noi nu suntem gata, nu suntem pregătiți pentru așa fel de, să zicem, de gestionare a chestiunilor astea. În primul rând, chiar când și s-a făcut agenția asta, nu s-a făcut, deci orice activitate are o etapă de pregătire. Orice activitate nu are importanță aici, în ce domeniu. Aici e lipsă, activitatea de pregătire. Așa e părerea mea. Că a trebuit întâi să fie pregătit nu numai cadrul normativ, dar trebuia să fie pregătit și specialiștii care, iată, vedeți, spuneți că un an jumătate nu activează, nu sunt specialiști, azi au refuzat să vină și alte chestii. Deci, problema l-a făcut pe hârtie, legea este, agenția este, dar nimeni nu lucrează. Nu e funcțională. Nu e funcțională. Și cine are de pierdut? Oamenii, noi. Exact. Plus la asta, același stăpân care e responsabil. Eu îmi fac casa mie sau eu fac casa pentru, cum a spus domnul Coval, pentru, eu știu, copii, centru comercial și așa mai departe, popor. Eu sunt obligat să asigur securitatea acestor persoane din toate punctele de vedere, inclusiv cea antiincendiară. Și să fie instruit nu numai paza, că paza este instruită de gestionarul ei. De obicei, paza nu este a stăpânului. Sunt agenții de pază, acolo foarte care bine prin contract, punct. Da, exact, sunt. Ei sunt majoritatea acreditate, corespund tuturor cerințelor și poți să te bazezi pe ei. Însă în cazul când, eu știu, colega o să expună, un singur om sau 3-4 sau un responsabil de etaj cu mii de oameni, el nu se isprăvește, că în condițiile când nu este, are o singură lanternă sau nu știu ce mai este acolo, adică oamenii nu sunt instruiți. Pe vremuri și în școală erau instruiți copiii începând chiar de la grădiniți cum să se comporte, aveau lecții speciale de așa numită apărare civilă, era paremise, cum în diferite situații, acum tot sunt, cred că obiectele astea, numai nu știu dar ce nu, se... Da, nu le avem fiindcă încercați să întrebați copiii pe stradă, nu știu unde, la ce număr de telefon se sună, cum trebuie să acționeze, ce trebuie să fac, cum se comporte și așa mai departe. Nu se fac lucrurile astea. Și am început la aceea că stăpânul trebuie să fie responsabil și să-și instruiască tot, să nu zic efectivul, cum să mă exprim, toți angajații săi responsabil ce și cum trebuie să se comporte. Cum a fost caz când s-a electrocutat doamna din cauza tot la Sculeanca, nu știu unde pare mi se la Buiucani, tot din cauza că n-a fost instruită. Ea trebuie să știe că aici nu trebuie să pui mâna udă, acolo nu trebuie să meargă așa, acolo trebuie să fie așa și așa mai departe. Să fie fel de fel de semne, de instalații și așa mai departe. Cum a spus domnul Coval, dacă în instituțiile astea mari, să zicem, unde săli de agrement, unde sunt veșnic aglomerații, multă lume, trebuie numai decât s-a întâmplat ceva, imediat să fie luminile astea, că acum sunt tehnologia sus mai sus, da? Sofisticate, da. Trebuie să fie drumul chiar pe jos și pe pereți, luminația așa cum luminează balustrada asta, la, din păcate. Nicăieri nu-i. Nici dar într-un centru de agrement. Trebuie să fie și oamenii imediat. Și atunci paza e ușor. Paza e numai gestionat și îi merg după lumină, că acolo unde se vede și se vede drum, săgeată, poftim, ai plecat, fiindcă omul în momentul ăsta de panică, el nu judică. Nu poate se controlează. Exact, poate fi cât de învățat n-ar fi și chiar poate fi un psiholog sau poate fi un salvator și tot nu-și dă seama ce face, că sunt cauze. Deci asta e problema care eu văd eu. Da, doamna Nicolau, bine că putem să discutăm la nesfârșit despre calitatea serviciilor, materialelor de construcție, despre instruirea acestui personal și să spunem din ce cauză unii sunt instruiți, nu sunt instruiți, dar până la urmă fiecare dintre noi poartă o responsabilitate și ce se întâmplă cu omul în situații de criză, care sunt efectele acestei adrenaline care, și spaima aceasta, pentru că astăzi, apropo, întrebând în toate cele 4 centre comerciale oamenii de o anumită vârstă, cum procedați și dacă venind în acest centru comercial dumneavoastră ați văzut planul de evacuare sau v-ați informat pe unde trebuie să ieșiți? Doar un om mi-a zis că da, el după ce a văzut cazul din Rusia, astăzi a intrat într-un centru comercial și a căutat să vadă planul de evacuare. Ceilalți nu știau. Iar ce m-a mirat, copiii când i-am intervievat și i-am întrebat, voi știți? Ei au zis toți că da, noi știm că mama ne-a spus, în lift să nu intrăm, pe scări să fugim și să ascultăm de oameni maturi. Iată care e situația. Cum dumneavoastră vedeți în calitate de psiholog? Cum noi procedăm și care sunt? Eu aș lua un pic de aici, de ce să vorbiți și de domnul Cova și de colegă, doamna Cătăreaga, pentru că este o disonanță, da? Deci noi trebuie proprietarul să se asigure și să se instruiască,
Dar fiind proprietar, el nu a fost instruit la rândul său să știe ce anume, de ce anume are nevoie în diferite localuri, de exemplu. Da? Nu sunt unele standarde. Dacă aceste standarde nu sunt, omul de unde să le cunoască? Dacă nu sunt unele instituții sau unei oameni care sunt profesioniști și spun ție de ce tu ai nevoie, pentru că tu nu poți să fii multilateral dezvoltat ca arhitect sau ca engineering, pentru că fiecare trebuie să-și ocupe locul său. O problemă la noi în Moldova. Pentru că tăți știu tot, dar absolut nu știe nimeni nimic. Deci asta e cea mai mare problemă. Dacă noi vorbim acum despre ceea ce se întâmplă cu persoanele în situații de stres. Deci psihicul nostru este destul de puternic, el face față în ziua cotidiană la tot ceea ce se întâmplă cu noi. De ce? Pentru că factorii ei sunt suportabili. Da? Deci noi începem să fim un distres sau simțim atunci când, de exemplu, avem o lipsă de timp, când suntem însărcinați cu o sarcină mai grea, atunci când nu avem unde ajuns informație. Da? Deci atunci la noi psihicul începe să-și caute unele ieșiri. Dar ceea ce vorbim noi despre situațiile excepționale, ele sunt patologice pentru psihic. Da? Ele sunt patologice de ce? Pentru că psihicul nu este învățat zi de zi și el nu întâlnește așa situații. Psihicul nu știe ce să facă. De asta și zicem noi că sunt diferite persoane care reacționează în situații de stres în diferite, au un afect. Dar afectul acesta, unii ce fac? Ei se stopează, se blochează, dar alții din contră încep să fugă. Da? Tot asta noi putem să observăm câteodată când trecem stradă pe etonii. Da, da? Da. Unul se oprește sau haotic începe să meargă dreapta, în stânga, înainte, înapoi. Deci nu este cineva se oprește sau fuge în spate. Exact asta se întâmplă și în centrele aglomerate. Mai este încă un fenomen mulipsirea aceasta psihică de panică și de frică care se întâmplă în, iarăși, în locurile publice, dacă sunt piețele, de exemplu, cum a fost într-un an tot așa pe piață unele împușcături, la noi în Moldova, dacă nu greșesc, da? Sau să vorbim despre centrele acestea de agrement. Asta tot este o problemă. Dar dacă noi vorbim despre aceea că noi suntem responsabili, băi, oameni buni, noi suntem responsabili. Eu sunt responsabil, de exemplu, să instruiesc copilul meu cum ia să treacă drumul corect, da? Dar nici asta, ea îmi spune, mămica, copiii noștri se uită întâi la dreapta, pe urmă la stânga, înțelegeți? Deci, noi venim la unele lucruri minore de la care pornesc groaza, mor oameni din cauza niște lucruri care nu le cunoaștem, care trebuia să le cunoaștem, da? Și atunci pot eu să fiu responsabil de ce? Deci eu mă duc, eu plătesc statul unele taxe, având, cum am spus și domnul Coel, bună credință că el o să aibă grijă de mine și eu o să vin în siguranță și vii și o să plec de acolo. Exact așa. Eu trimit copilul meu la școală și cred în ceea că ea o să dea Dumnezeu și o să vină acasă. Dar știți cum na Boga nădejdea, nu s-a mai plășat, da? Deci fă ceva și tu ca să-ți asiguri viața ta. Sigur, părinții le povestesc copiilor ce să fac, unde să fac, asta e tare bine. Dar, cum s-a spus un pic mai înainte, se formează unele abilități din mic copil. Ele trebuie să fie la nivel de automatisme. Deci ele trebuie să fie antrenate nu odată în 5 ani, ele trebuie să fie antrenate odată în trimestru, odată în quartal. Deci el trebuie să fie o sistemă. Deci avem de la grădiniță, probabil, exact. Trebuie să avem implementate. Și a fost în Rusia un caz, apropo, mai de mult, când au fost instruirile acestea, și a fost un caz de o fetiță care și-a salvat bunica, pentru că ea a știut la sigur ce să facă și cum să procedeze. Pentru că erau, deci toate reacțiile sale au fost automate. Și atunci noi când ne ducem, deci acum haideți să... Noi ne ducem să ne distrăm, da? Noi ne ducem să ne distrăm și de aici noi plecăm deja cu o frică și cu o frustrare că poate să se întâmple ceva. Nici distrare nu ai normală, copilul acela este stresat, tu ești încordat. Eu, sincer, nici nu m-aș duce, nici nu prea mă duc în așa centru pentru că mie nu-mi place aglomerația. Dar vreau să vă spun, după cazul de la Kemerova, astăzi, ieri și mâine și toată săptămâna, toți așa ne vom simți. Exact. Frustrați și înfricoșați de toate stările. Eu sunt de acord. Și de aceea noi am hotărât ca să discutăm și să mergem astăzi. Este un val. Ca să informăm măcar oamenii. Psihologic, permanent există o acutizare și în sistemul nervos, și în psihică. Deci noi, știți cum, psihicul când este concentrat, este o dominantă oarecare, noi începem să colectăm informația din mediul exterior, ceea ce ține de aceasta. Deci fiecare acum citește, vede, se uite, intră în mall, se uite, este scris planul de evacuare sau nu. Asta o să dureze în perioadă oarecare. Pentru și iarăși se stopează, se închide și noi uităm. În zona siguranță, deci noi uităm despre chestia asta, așa să uităm iarăși până la următorul caz. Dacă o să rămân tot așa situația. Eu o să mă dau cu părere dacă vreți să spuneți. Nu mă creadă cineva că vreau să fac politică, deci uitați-vă. Când
Să începi compania de electorală, toți vin ca să facă, să trăiască, eu zic de Chișinău. Uh-huh. Mai bine Chișinău. Deci primarul de unul singur nu poate să facă. Deci el vine cu echipa, cu funcționarii publici din primării, să zicem același prim-ministru, vine cu funcționarii publici a lui din toate guvernele, din toate ministerile și mai departe. Din ziua din care a fost ales, până la asta, funcționarii publici îmblă prin sate, mahale, străzi și agită oamenii, după ziua alegerii, noi, 4 ani, mergem și îi rugăm pe funcționarii publici. Atât timp cât și de sus nu o să se gândească că funcționarul public nu este pentru aceea că să stea în birou. El, dacă este de la medicina preventivă, obligația lui să vie la mine, să vie la doamna Olga, să vie la doamna Angela, o dată de 2, de 3 ori să ne consulte, să ne spui și trebuie să facem noi pe linia medicinii, să nu se întâmple nevoie care poate să se întâmple. Și dacă vede că eu nu sunt ascultător, a 4 oară aplică asupra mea pedeapsă. Dar pedeapsa e așa că, indiferent că sunt eu cu dumneavoastră cu mătru sau nu sunt, licența mi se ia pe tot de una. Din păcate, noi suntem influențați de fenomenul cu mătrismul. Nu, și dar nu este nicăieri peste hotare că licența ți-o iei pe o săptămână, pe 2 săptămâni. Și omul ți-o dă înapoi. Ți-o luat-o gata și omul știe și are de pierdut, dar omul și știe și are de făcut. Noi, cu părere de rău, nu avem. Eu toată vremea am dat întrebare, poate nu e pentru emisiunea asta. De ce eu, sâmbătă, trebuie să mă duc să-l rog pe inginerul șef de la întreprinderea municipală, gestionarea fondului locativ, cum se mănește în popor, sel, să-mi dea un lăcătuș, să-mi vie să-mi repare țava, când normal ar fi lăcătușul să stea la scara casei mele și să-mi trebuie dacă n-are de lucru? Da, dumneavoastră spuneți lucruri adevărate, dar din păcate noi trebuie să și mentalitatea să ne schimbăm ca să ajungem să putem să reacționăm sau să procedăm așa cum scrie legea. Regia mi-a zis că materialul video este gata. Vă propun să vedeți ce s-a întâmplat astăzi în cele 4 centre comerciale, unde am fost întâmpinați și cu bine și cu rău. În alte situații, într-un centru comercial, o ieșire de rezervă a fost blocată și ne-am trezit în fața unei ușe închise. Dar asta o să vedeți în video și o să faceți concluziile de rigoare. Cu siguranță fiecare a doua familie de la noi din Chișinău și din țară vizitează centrul de agrement Shopping Moldova. Administratorul ne-a anunțat că zilnic aici se perindă peste 15.000 de oameni, iar în zile speciale în care se organizează evenimente se adună peste 37.000 de oameni. De ce echipa Noi despre Noi a hotărât să vină să vadă, să verifice care este sistema de siguranță în caz de incendiu sau alte situații excepționale și cum poate un om să fie informat care este calea de ieșire din acest mare centru de agrement. La Centrul Comercial Shopping Moldova sunt bine puse la punct toate măsurile de precauție. Pentru asta sunt persoanele competente din cadrul departamentelor tehnic-operațional care se ocupă de monitorizarea și supravegherea tuturor situațiilor în cauză. Sunt agenții de pază, agenții de securitate care sunt bine instruiți și monitorizează la fel și sunt anume în mall prezenți pentru a comunica în cazuri de necesitate cu toți vizitatorii centrului comercial. Naș comercial centru 100% оборудован на случай, если случится какой-то, не дай бог, конечно, но мы 100% оборудованы. Система оповещения у нас работает 100%. Система орошения, пожаротушения у нас работает 100%. Во всем коммерческом центре у нас находится около 130 огнетушителей, расположенных в любом свободном доступе, плюс у нас 100 противопожарных панелей с радиусом действия 20 метров шланги, то есть они соприкасаются друг с другом, они расположены в таком плане, чтобы могли охватить как можно больше места. Все противопожарные выходы у нас открыты, не заблокированы ничем, то есть свободный доступ максимум обеспечен. Все двери, они не возгораемы, они покрыты специальным материалом, который не возгорается, то есть не... открывается тоже легко и может каждый момент его, любой человек, даже ребенок, открыть. Да, также у нас перед каждым входом есть план эвакуации,
также у нас охрана, которая присутствует в моле, инструктирована, и на случай несчастного случая, то есть они будут оказывать максимальную помощь людей при для эвакуации. Здесь у нас есть 6 залов. Также здесь вся система пожаротушения, она централизирована. Также орошение, гидранты. Все здесь в 100% рабочем состоянии. Пожарные выходы. Во время киносеанса перед дверью каждого зала находится представитель кинотеатра. То есть на случай, если вдруг что-то случается, он открывает двери и для свободного выхода посетителей. Вот сейчас покажем, как вот дверь закрыта сейчас, да, много людей, эвакуация. Вот если толкнуть вот этой, она автоматически открывается. Только с той стороны надо карточку поставить, чтобы открыть, чтобы не чужие люди не заходили в зал. А так вот есть... Обе двери, да? Да, конечно. Știți pe unde se ieșiți în caz de incendiu? Sigur, la noi e acolo, este ieșire, aici e ieșire mare și acolo este ieșire. La noi ați fost instruiți, înainte de a veni, de a lua în arendă, în chirie, spațiul ăsta ați fost instruiți? Sigur, deja 7 ani suntem aici și avem toate instrucțiile și sunt puse toate datele pe... Tot este indicat, da. Pe unde vă imaginați trebuie să ieșiți? Pe unde să ieșim? Pe unde am intrat. Avem instrucții unde când ne-am angajat la serviciu, ni s-au făcut instrucții. Sunt scări special care lucrează în maista, cred că și de-am lumea care sunt scări prin dos, unde nu prin față, dar prin în spate. Într-un alt capăt al Chișinăului se află fosta uzină Sigma, cum îi se mai spunea, Șciotmaș, specializată în producerea tehnicii de calcul cu destinații speciale. Cea mai mare parte a spațiilor industriale acum sunt ocupate de centrul comercial și de agrement Elat. Să vedem și aici cum stau lucrurile la capitolul Siguranța oamenilor. Видео по всем этажам, по всем коридорам, в том числе, я говорю, вот основная сигнализация пожарной безопасности, где дает сигналы, и мы сходу реагируем. На каждом этаже есть охранник, который принимает меры. Во-первых, он, когда сигнализация срабатывает, охранник сразу у него конкретные зоны показывает. Он сразу направляется в ту зону, где сработала сигнализация, и выявляет, в чем причина. Эта кнопка вот нажимается в случае пожара, у нас срабатывает сигнализация, люди все уже слышат, тут очень громко, все слышат, и мы уже объясняем, куда, как разделяем. У нас три выхода, девочки знают уже, сюда, центр и с той стороны еще. Есть лестница с левой стороны и лифт. Ой, с правой. И лифт, конечно. Лифт не работает при пожаре, так понимаю. И, да, лестница и на улицу. Где лестница находится? Вот с правой стороны. И все? Конечно. Еще пожарный, да, я знаю, сзади нас, в конце коридора. Da, stimați invitați, vreau să comentăm aceste imagini pentru că, până la urmă, obiectivul nostru de bază a jurnaliștilor a fost atins. Noi am sensibilizat, am adus informația agenților economici că ei trebuie să-și verifice și să aducă la normele necesare tot ce ține de siguranța oamenilor în orice situație și acești, cu siguranță, patroni ai centrelor comerciale acum vor fi puși un pic pe jar și vor încerca să reabiliteze sau să aducă la normal situația din localurile sale. Domnul Coval, pentru dumneavoastră a fost de ajuns imaginea că 100% totul este bine, suntem pregătiți, puteți să mergeți acum în siguranță și nu vă gândiți că acolo puteți sau nu ieși viu nevătămat din localul dat. Și cred că psihologul mai mult răspunde atunci când omul se laudă, așteaptă că are neajunsuri. Un om modest o spui că el mai are încă mult de făcut pentru cei, dar el o să strădui să facă. Asta este un răspuns viabil, normal pentru așa situații. Deci asta este una și a doua, deci hai să zicem că e gata tehnic. Dar de unde știu ei și contingent de oameni o să vie la dânși. Și pentru ce sunt ei gata? Sunt gata pentru un concert la primul etaj care îl fac ei cu copii, care sunt absolut deghizați și ei nu știu și poate să se întâmple și părinții lor îți duși
și nimeni nu poate să-i dirigeze cu dânșii. Sau e o zi de duminică sau sâmbătă înainte de Paște când toată lumea cumpără. Situația de la situație, nu poți să spui că ești pregătit pentru orice situație. Nu este responsabil din partea persoanei care a spus-o. Deci eu înțeleg că-s cheltuieli, dar e că uitați-vă, Ikea. Noi în Moldova nu avem, așa? Nu, deocamdată nu avem. Deci în Ikea unde am fost, și în Polonia, și în Ungaria, și unde le-am mai văzut eu pe dânsele, e un lucru simplu. Deci chiar în situații simple, tu nu te poți orienta din care sală să ieși, cum să ieși, ca să te duci la ieșire. E simplu, pe podea, săgeată. Deci ce dumneavoastră spuneți, eu nu am întâlnit astăzi nici la un centru comercial. Săgeata care lucrează și ziua și noaptea, indiferent de este curent electric sau nu este, luminație și mai departe, omul simte liniștit. Singur faptul că îți arată cum să ieși, tu deja ești liniștit. Dar nu e o mare problemă să o facă. Să zicem la noi pe coridoare și tot nu este o problemă. Să se facă ca oamenii să știe unde să margă. Deci să ne ducem azi să vedem o audiogramă înscrisă cum trebuie să compoarte oamenii de la etajul 1, de la etajul 2, de la etajul 3 și mai departe. Apropo, unde să o iei? Vocea liniștită, calmă, care să-i liniștească pe oameni, să-i organizeze pe dânși, să nu să aibă panică, că depinde de cel care a luat microfonul la mână, dacă el, mă scuzați expresia, e repezit și nu-i ținut în fire, el poate să provoace chiar și din trei oameni să-i cărășească pe doi dintre înși. Deci asta trebuie pregătită. Asta, la capitolul de ce la etajele 4 sunt situate toate centrele de agrement, ne-au răspuns că este marketing și în toată lumea se întâmplă același lucru. Vă rog frumos, încă un material video, să vedem și în celelalte două centre comerciale. Echipa noastră de filmare continuă inspectarea centrelor de agrement care în weekend adună foarte multă lume care își petrec timpul liber. Suntem la al treilea centru de agrement, să vedem cum stau lucrurile și aici, la capitolul siguranța în timpul incendiilor sau alte situații excepționale. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Uși care se închid automat și se deschid. Să întrebăm administratorul dacă în caz de incendiu ele se blochează sau se pot deschide mecanic. Noi suntem de câteva minute în acest centru comercial, nimeni nu s-a apropiat de noi. Văd două scări care în stânga și în dreapta acestui centru comercial funcționează. Iată, se apropie de noi și o persoană care face parte din... Da? Paza sunteți dumneavoastră. În caz de incendiu, tot timpul ușile automat. Este semnalizația antiincendiară care deodată prelucrează și deodată toate ușile automate, din la tătile, la etajul 2, la etajul 3, la etajul 1, la subsol, se deschid automat toate ușile. Toate ușile, toate scările, ca și centrale și laterale, toate se deschid. Suntem în fața altei clădiri din municipiul Chișinău, destinația căreia a fost schimbată cu trecerea anilor. Acum se numește Casa de Comerț Soyuz. La momentul de față, în 5 etaje existente, se află buticuri, centru comercial și la ultimul etaj, un centru de agrement în care în zilele de weekend se odihnesc părinții cu copiii săi. Să vedem și aici cum stau lucrurile la capitolul siguranța vieții noastre. Dumneavoastră, ne puteți explica de ce toate zonele de agrement pentru copii sunt prevăzute la ultimul etaj? Nu este un risc mai mare pentru copii? Nu e problema că e un risc pentru copii, că tot este dotat, tot acest etaj în genere este cel mai dotat în privința că sunt copii și asta. Sigur că tot centrul comercial e dotat, dar aici sunt foarte mult, că e foarte mult sfânt copii și pot să fac manifestații, chestii, buton de alarmă, poftim iar la etaje, ca de obicei, poftim toată sistema sus, se vede... Eu cred că greșeala cel mai mare la Chemerov a fost că nu a fost conlucrare între toți cei care lucreau acolo, în centru cel comercial. Asta cred că a fost cel mai mare greșeală. Și mulți, poate, din privința la ceea că când semnalul ăsta reacționează foarte tare și de asta sunt unii că îl stâng. Asta nu-i corect, asta nu-ți ducă imagul la magazin sau asta. Asta nu-i corect, fiindcă omul trebuie să... Sistemul de semnalizare nu trebuie deconectat. Sigur că nu trebuie. Lasă-l el să semneze ca lumea să vadă și să asta și să atunci poate și strezeu și paza și la asta. Deci, nu știu, eu în genere nu știu ce fel de pază și ce fel de om să fie ca să nu dai voie să închizi ușile, să nu dai voie să dă... După cum mass media spune, nu știu, n-am fost acolo, dar... Doamna
Doamna Cătătăgă, ce le lipsește actualilor factori de decizie ca să preîntâmpine și să evite așa situații cum s-a întâmplat în țara vecină și să putem noi să fim siguri pe localurile în care se odihnesc copiii noștri? Cu certitudine nu vă pot spune, dar este problema că nu doar factorii de decizie rezolvă tot. Eu părerea mea o am că totuși totul depinde de fiecare din noi. Și chiar dacă omul vrea să se instruiască, el găsește unde să se instruiască. Cu atât mai mult, cei care sunt responsabili. Nu este lucrativ metoda că știu că mă tem ca să vie cineva și o să vadă că eu n-am stingător, o să vadă că eu n-am furtun, o să vadă că nu știu ce. Eu singur trebuie să știu că eu am, eu fac, eu sunt responsabil de chestia asta. Și nu sunt de acord cu părerea psihologului că nu ai oamenii de unde să învăța, că nu sunt standarde, sunt. Ba chiar când construiești, nu degeaba au spus și domnul Coval, este responsabilul tehnic, este chiar și același arhitect și mai departe responsabilul de șantier, care știe și cunoaște lucrurile astea, fiindcă el are diplomă de studii superioare, are mai multe certificate, trece fel de fel de specializări, el este la curent cu toate materialele de construcție care trebuie să le utilizeze, ca materialele să asigure o siguranță. Asta am văzut și eu. Mie mi-a părut că materialele de construcție sunt toate din plastic și toate sunt de calitate. Doamne ferește! Trebuie să, da, cele din plastic în genere trebuie cât mai puțin evitate. Acolo unde este aglomerație de persoane, materiale din plastic trebuie să fie cât mai puține. Din ce cauză? Asta trebuie să ocupe instituția persoanele care construiesc și să iei. Exact. Cei care evaluează și duc supravegherea materialului clădirii date. Da. Domnul Coval, dumneavoastră fiind și în militar și având și experiență în domeniu, spuneți-mi, până la urmă se spune că paza a fost în Chemerova Divină. La noi, oamenii aceștia care sunt în toate localurile acestea, instruirea lor este de ajuns ca ei să poată să facă față în situații? Da, succint, în 30 secunde. Eu nu știu dacă ei sunt instruiți, dar asta nu este obligațiunea lor. Paza răspunde pentru ordinea publică din încăpere. Nu are paza nimic cu salvarea. Deci sunt oameni salvatori, trebuie să aibă pregătirea fizică, trebuie să aibă pregătirea psihică, trebuie să aibă utilajul necesar și să fie, deci să lucreze secundă în secundă fiecare, să știe mâna stângă, ce face mâna dreaptă și așa mai departe. Păi și este alt grup de salvatori care trebuie să lucreze și trebuie să fie în instituție. Dacă lăsăm tot paznici, mă rog, și cuvântul final, 10 secunde, omul, cum trebuie să se, singur pe sine, să se autocontroleze în așa situație? Dacă, cum a spus doamna Olga, că noi singur ducem responsabilitatea, ar fi fost bine să să citim, să înțelegem care sunt acțiunile pe care trebuie de luat în unele situații excepționale, dar cu părere de rău, noi nu putem să prevedem toate situațiile excepționale. Nu putem, pur și simplu, pentru că niciodată nu știi unde poți să te afli. Dar trebuie, da, sigur, să știi unele lucruri elementare care poate să salveze viața. Mie mi-a plăcut cum s-a vorbit, că, de exemplu, chiar și pentru copii, o să cagați să te de piciorul cuiva, au fost niște chestii care, da, trebuie să le știi. Da, mie vă mulțumesc tare mult, îmi pare rău totuși până la urmă că emisiunea are puțin timp și nu reușim să mai discutăm, dar cu siguranță și colegii mei de la alte posturi de televiziune vor dezbate această temă și vom aduce o plus valoare în informarea cetățenilor și în sensibilizarea fiecare dintre noi că noi răspundem de viața noastră și noi trebuie să fim pregătiți în orice situație. Pentru că toți colegii și din Rusia și de la noi, de la postul nostru de televiziune s-au solidarizat cu tragedia de la Chemerova, o fac și eu la final, pe fondal fără cuvinte, vreau să ridic o foaie și să spun și să vă doresc o seară frumoasă.